Printre cei care au mers pe Câmpia Libertății de la Blaj s-a aflat și Livia Rotar. Are acum 90 de ani și este una dintre supraviețuitoarele închisorilor comuniste. A ajuns după gratii pentru că a refuzat să se lepede de credința sa. Acolo, în temniță, l-a cunoscut pe episcopul Iuliu Hosu, unul dintre făuritorii României mari și martiri intrat acum în rândul sfinților. Căruța cu cai le ducem de mâncare. Le ducem alimente, făină, fasole, slănină, ce era. Vă spun că eu atunci am putut toată comuna să o bag la închisoare, dar absolut pe nimeni n-am spus. Cum să vă spun, nu ne-au prins atunci, că am dus două căruțe mari, care ei le transportau din Cluj, până în Cluj mergem, și le transportau la cei din munți. Și pe urmă ne-am văzut de treabă, dar pe urmă cineva ne-a turnat de ce-am făcut. V-au prins, v-au arestat? Nu, că am fugit. Ați fugit? Am fugit și noi în păduri, nu ne-am dus până în munții Făgărașului, acolo unde am trimis alimentele, că la noi. Da. Și am stat aproape un an de zile. Fugiți în pădure? Fugiți. Atunci, după ce ne-au prins, în 1950, în 5 ianuarie, când a fost gerul cel mai mare, ne-au prins, ne-au pus lanțuri groase la picioare cu lacăt, mâinile legate la spate, cu cătușe, așa ne-au aruncat în mașină ca cum arunci un sac de ciment de ceva. Așa, și ne-au dus la Dej. Și la Dej, acolo era unul dintre ai noștri împușcat prin plămâni. Și l-a ținut în cotețul câinelui. Și a scăpat. Acum a murit de vreo două luni numai. A venit anchetatorul meu, a venit. Și mi-a zis, Livia, zice, și acum mai crezi în Dumnezeu? Zic, da, dar un da, așa am zis. Știți, nu mi-a fost frică, vă spun absolut deloc atunci. Am zis, dacă Dumnezeu așa vrea să mă pedepsească, să mă împuște ei, așa să fie. Și n-au când făcut. Și când am zis cuvântul ăsta, că da, atunci a venit o mașină, a apărut o mașină neagră de București, și au făcut așa. Soldații erau pregătiți. Și eu când am văzut că face așa, atunci am gândit, Doamne, nu ne mai e în pușcă. Să lăsa armele jos. Și au lăsat armele jos. Și așa legați cum am fost, cu lanțuri, au dat ordin la soldați și au tras în sus. Ca să audă că era aproape toată comuna, Fizeșul, Gherle, a fost ieșit afară și s-a auzit. A ieșit la capătul satului. Noi am fost judecați înainte la moarte, toți. Am fost vreo 16, așa mai tineri am fost, știți? Și, mă rog, ne-au judecat la moarte, dar... Ați ajuns în închisorile comuniste? Am ajuns în închisorile comuniste, ne-au prins, ne-au tradat unul care, mă rog, au fost refugiați și o mătușă de-a noastră l-a ținut 4 ani acolo la ea și ăla ne-au tradat. Am fost mai multe, să nu ajungă nimeni, să nu... Acum să vaietă că ce închisori, dar isca, cum să vă spun... Celulele care sunt acum, în care stau ăștia, mă rog să odihnesc mai bine acolo decât... La ultimul cuvânt, că ultimul cuvânt mi-au întrebat la judecată și zic, vă mulțumesc de pedeapsa care mi-a dat. Uite la ea, zice, ce obraznică îi zice și acum. Și imediat, zice, mă întorc, zice judecătorul. Și... Mă rog, nu sunt întors, am rămas la 12 ani. Și i-ați iertat, doamnă? Vă întreba Florin. Da, i-am iertat. Pentru că cred în Dumnezeu și Dumnezeu zice că trebuie să iertăm. Dar de uitat nu pot să...